Bună ziua, stimați prieteni, sunt Veceslav Ioniță și vă invit la cea de 157 ediții de analize economice, un proiect comun Ediț Viitor și Privesc EU. Toate celelalte ediții le puteți vedea pe pagina mea ioniță.md sau pe pagina Viitorului sau Privesc EU. Astăzi vreau să discutăm despre populația Republicii Moldova, cât suntem, unde mergem, chiar dacă până la sfârșitul recent semnătorilor mai rămas 9 zile, pe data de 7 iulie se încheie un proces extrem de important, recensământul populației și locuințelor în Republica Moldova. Vreau să amintesc aici că dacă la populație noi am realizat mai multe recensământe, atunci la locuință este pentru a doua oară, dar prima dată realizăm o recenzare atât de detaliată a locuințelor. Deci eu sper că vor fi informații foarte utile și importante, dar tradițional, în luna iunie, noi discutăm despre cât s-a mai rămas în țară, cine suntem în țară și cred că aceste lucruri ne va permite să ne creăm o impresie mai clară despre populația Republicii Moldova. Mai mult ca atât, sper foarte mult că această ediție... Populația Republicii Moldova este multidimensională. Recent am avut despre forța de muncă, poate voi face despre studenți, elevi, copii, mame, dar astăzi vreau să mă opresc mai mult populația, aspectul de migrație, natalitatea, doar aceste două lucruri influențează extrem de mult populația Republicii Moldova și cum am mai încercat să spun la început. Sper foarte mult că această informație va fi una utilă pentru cei care au decizie și dă de gândit. În opinia mea, dă de gândit. Atunci când vorbim de populația Republicii Moldova, trebuie să spunem că noi, de fapt, toți cât s-a mai rămas pe globul pământesc, nu în Moldova, suntem 3.954.000 de cetățeni. Noi mai jos de 4 milioane am coborât în anul 2021, deci am fost cândva aproape 4.400.000, am coborât la 4 milioane în 2020, în 2021, prin prima dată am căzut sub nivelul de 4 milioane de locuitori. Însă din aceștia aproape 4 milioane de locuitori, pe partea dreapta Nistru sunt 3.494.000, iar 460.000 în total sunt în stânga Nistru. În stânga Nistru foarte mulți plecați pentru psihotare, tot ca și la noi, dar 460.000 sunt înregistrați în stânga Nistru. De aceea, în dreapta Nistru, până acest an, prima dată, populația a căzut sub 3,5 milioane locuitori în total cetățenii Republicii Moldova din dreapta Nistru, fără cei plecați psihotare. În țară a rămas 2.423.000 de locuitori, peste cotare suntem 1.070.000. Vă felicit, am depășit 1.000.000 de cetățeni peste cotare care permanent nu sunt în țară, deci ei sunt permanent peste cotare. În afară de aceasta mai avem populație care pleacă la odihnă pe scurtă durată și mai avem unii care fac naveta la lucru pentru câteva luni. Deci permanent în țară suntem, cred că, numai mult de 2.300.000. La recensământ veți vedea mai mulți, deoarece pe lângă cetățenii Republicii Moldova, astăzi cred că avem numai puțin de 100.000 de persoane, în afară de refugiați din Ucraina, care sunt cei mai mulți, mai avem și cetățeni străini care fac studiile aici, avem deja cetățeni străini care învață, deci undeva 100-150.000 de persoane străine avem, dar cetățenii Republicii Moldova, cred că sunt în țară undeva numai mult de 2.300.000, după cum v-am spus, dintre ei vreo 100.000 permanent vin, pleacă din țară. Care este populația Moldovei astăzi? Am luat care sunt aici, să află permanent aici, chiar dacă pleacă pe termen scurt, dar considerând cei care locul de trai este în Republica Moldova. Noi suntem în total 2.720.000, în malul drept suntem 2.423.000, după cum am spus, și pe malul stâng estimez că au mai rămas 297.000 în stânga Nistrului. Numărul acesta de 2.720.000 ultima dată a fost în 1953, deci populația Republicii Moldova în 2024 s-a dus exact cu 70 de ani în urmă, deci noi acum am ajuns la anul 1953, când în țară eram tot 2.726.000 plus minus egal cât suntem acum. Cât sunt plecați peste hotare? Astăzi estimez că peste hotare Republicii Moldova permanent se află 1.070.000 de locuitori, deci am trecut cu succes cifra de 1.000.000. Să nu uităm că la acești 1.070.000 trebuie să mai adăugăm undeva 100-150.000 de persoane care fac naveta acolo și în total cred că avem undeva 1.200.000 de oameni care mai mult sau mai puțin lucrează peste hotare. Dacă observați,
În perioada 2021-2023, în 3 ani de zile, au plecat peste hotare 168.000 de locuitori, de cetățeni în Republica Moldova. Aici unii au plecat, unii s-au născut acolo, că de fapt noi credem că el a plecat de pam și un nepoțel care e plecat, numai că el n-a fost niciodată în Moldova. Cu succes a născut în Germania și a primit cetățenie Republicii Moldova și în documentele este că a plecat în Germania, de el niciodată n-a intrat în Moldova. Dar în total avem 168.000 doar în ultimii 3 ani de zile. Dacă observați, cifra este aproape egală cu cea din 5 ani de zile. Adică în 3 ani de zile avem plecat cam cât au plecat data în precedență 5 ani de zile. Dacă ținem cont de populația care a rămas în țară, atunci în perioada 2021-2023 aveam cel mai mare ritm de migrație din țară, 2,65% anual, iar în ultimii 2 ani de zile a fost 2,8%, în 2021 a fost mai puțin, în 2022-2023 avem cel mai mult, 2,8%, este practic dublu, nu practic, dar este dublu în prezent migrația, viteza de migrație a populației în ultimii 2 ani de zile, este de 2 ori mai mare decât în orice altă perioadă, cea mai era 2001-2005 sau 2016-2020. Deci în prezent populația pleacă fix de 2 ori mai rapid decât în trecut. Dar nu este doar că pleacă mult. Întrebarea este cine pleacă. În prezent cel mai mult pleacă tinerii, de aceea, ca să vă fie clar tablou cine este în țară, am făcut un grafic foarte simplu. Am împărțit populația Republicii Moldova în 5 grupi de vârstă și am estimat câți din ei sunt în țară, câți sunt pentru hostare. Pentru copii până la 17 ani, noi avem 509.000 în țară, 110.000 peste hotare. Deci 18% din toți copiii Republicii Moldova nu se află în Republica Moldova, deja sunt peste hotare. Fie că părinții au luat acolo, fie că ei s-au născut peste hotare. Vârsta 18-29 de ani, ăștia sunt tinerii care merg la facultate sau doar se formează profesional, 280.000 avem în țară, 213.000 psihotare, 43%. Iarăși, dacă observați mai departe, tineri 30-44 de ani, ăștia este forța de muncă cea mai, să zicem, în maximul capacitate de muncă, 546.000 în țară, 403.000 psihotare, 42,5%. De fapt, dacă vă uitați atent, în ultimii ani de zile, și lucrul acesta nu dau, ca să nu vă îngreuniez, trebuie să mă credeți pe cuvânt, dar dacă va trebui, voi mă opri odată la o analiză separată la 18-44 de ani, ăsta este grupul critic la noi, deci avem o migrație anume a celor tineri și astăzi noi avem peste hotare 42-43%, dacă observați, peste 40% din grupul de vârstă 18-44 ani nu mai sunt în țară, sunt peste hotare. În următorii ani, și acolo vă arătăm în grafic, numărul lor peste hotare va fi mai mare decât în țară. De la 45 la 59 de ani, ceva situația este mai bună și cel mai mic grup de vârstă care este peste hotare este peste 60 de ani. Fie că n-au plecat, fie că deja atunci când s-au apropiat de vârsta de pensie s-au întors acasă. Și noi avem astăzi că din cei care sunt cu vârsta de la peste 60 de ani, 100.000 peste hotare, 611.000 sunt în țară și dacă observați, cel mai mare grup care se află în țară sunt persoanele peste 60 de ani și lucrul acesta se reflectă în toate celelalte date de mai târziu. Prima ce se vede foarte clar, am mai publicat acest lucru, dar mi s-a părut că este un context corect ca să mai dăm, vârsta medie celor aflați în țară. În anul 1959, atunci când am tu face calcul, vârsta medie a celor care se aflau în Moldova era 27,5 ani. Să vin mai departe, în 2020, acum anul de mult, era 39 de ani, iar astăzi este 41,1 ani. Deci în doar 4 ani de zile, vârsta medie a populației care se află în Republica Moldova, populația Moldovei, a împătrânit cu 4 ani. Lucrul acesta este extrem, extrem de mult. Mie greu îmi imaginez că mai este o țară în Europa, în lume sigur și mai greu găsește, dar în Europa nu cred că mai este o țară unde atât de rapid îmbătrânește populația. Avem țări cu populația îmbătrânită, dar nu atât de rapid. Noi mergem cu niște
paș enorm, lucru care este o presiune și va fi o presiune enormă pe sistemul nostru de pensionare. Practic nu avem tineri, avem doar populația în vârstă. Și aici vreau să menționez un lucru. Dacă țările dezvoltate din Uniunea Europeană tot are un proces de îmbătrânire a populației, dar datorită migrației puternice a tinerilor înspre țările dezvoltate, ei cumva nu au această presiune socială enormă. Iar la noi tinerii pleacă de pe scotare, numărul bătrânilor crește, iar migrația forței de muncă în interiorul Republicii Moldova încă este destul de slabă și eu voi repeta lucrul acesta de multe ori. Republica Moldova în cel mai scurt timp trebuie să adopte niște politici active de aducere a forței de muncă, în caz contrar noi pur și simplu colapsăm și nu vom reuși să facem față provocărilor care sunt. Un grafic care cred că este extrem de important, tinerii în Republica Moldova, 23-35 de ani. De ce am luat 23-35 de ani? De la 18 până la 23 de ani este vârsta unde cel mai mult sunt la studii. După 23 de ani, majoritatea tinerilor și-au făcut studiile. Urmează 5 ani de formare profesională, cam 28 de ani. După aceasta, cam la această vârstă, se începe a însura tinerii, apoi formează o familie și devin profesional. De fapt, vârsta 23-35 de ani este vârsta în care tânărul se formează profesional, se formează economic, se formează social. Deci este perioada în care capătă abilitățile de muncă, este în perioada în care formează familie, este în perioada în care crește profesionalismul și la 35 de ani, de fapt, el are cea mai, nu înaltă, dar are o calificare relativ înaltă. Ce se întâmplă? Iau 2020, noi am avut 814.000 de tineri, în 2015 am avut 851. Acum, numărul tinerilor, fiți atenți, așa vorbim de tineri în total, a ajuns la 696.000, deci în 4 ani de zile numărul de tineri a scăzut cu 120.000. Dar nu aceasta este cel mai important. Cel mai important este câți din ei sunt în țară și câți sunt prin scotare. Deci acum, dacă în 2020 erau 508.000 tineri în țară, acum sunt 381.000, deci observăm că noi avem o scădere de 130.000 în interiorul țării și o creștere de 10.000 în exterior. Peste 2 ani de zile, în 2026, vom avea o situație unică la noi, situațiile astea unice vor fi mai multe, că numărul de tineri în vârsta de formare profesională și socială, 23-35 de ani, numărul tinerilor aflați peste hotare va fi mai mare decât în interiorul țării. Deci doar peste 2 ani de zile noi vom avea mai mulți tineri, peste 50% din grupa 23-35 de ani de zile se va afla peste hotarele țării. Ce înseamnă lucrul acesta? Întrebați orice economist și vă spune. Noi pur și simplu îngropăm economia noastră, încă o dată repet, politici active de aducere a forței de muncă, altfel spus, nu avem ce unde scăpa. Deci, după cum am spus, sunt doi factori. Primul este migrația, a doua este natalitatea. Deci avem o natalitate, chiar dacă la noi mortalitatea nu este foarte mare, oamenii trăiesc cu mult mai mulți ani de zile, avem o natalitate foarte, foarte redusă și vă explica din ce cauză se întâmplă acest lucru. Deci noi, din 96 până în 2023 inclusiv, numărul populației Republicii Moldova în total s-a redus cu 95.000. Altfel spus, noi în 25 de ani de zile ne-am născut cu 95.000 mai puțin decât au murit. Deci, practic, până în 95 noi am avut natalitate pozitivă, se nășteau mai mulți decât mureau. După 96, la noi natalitatea în toată perioada a fost negativă, cu o mică excepție 2011 și 2015, când timp de 5 ani de zile am avut un spor natural modest, dar pozitiv, un întreg 6.000, deci a crescut populația cu 1.600 de persoane, s-au născut cu 1.600 de persoane mai mult decât au murit. În rest, avem întotdeauna negativ și fiți atenți aici, în ultimii 3 ani de zile, 21-23, la noi, sporul natural este cel mai negativ din toată istoria noastră. 35.000 de persoane s-au născut mai puțin decât au murit. Deci, practic, avem o natalitate la pământ, nu vorbim despre decese foarte mari, cât despre natalitate foarte redusă. Și, în consecință, prima consecință, coeficientul de îmbătrânire a populației.
Aici vreau să menționez datele până în 2015 țin de toată populația Moldovei și cei din țară, cei de pe cicotare. După 2015 este populația aflată în țară și acest lucru se înrăutățește grav, rapid, nu din cauza că îmbătrânim în general, dar din cauza că tinerii se află pe cicotare, bătrânii sunt în țară. Deci astăzi, în 2023, prima dată am trecut Rubiconul de o pătrime, deci 25%. Vedeți cât de rapid crește. Deci dacă în 2015 erau 18% persoane peste 60 de ani, acum 25%, fiecare a patra persoană din Republica Moldova are peste 60 de ani. V-am explicat din ce cauză. Tinerii pleacă, cei în vârstă se întorc înapoi acasă. Acest lucru este legat de natalitatea scăzută. În 2023 am avut pe malul drept a Nistrului 24.000 de nașteri, pe malul stâng estimăm undeva 3.600, nu le avem datele exacte, când vor fi voi publica, 27.000 de nașteri, deci am luat ambele maluri ca să dăm în perspectivă. În 86 erau 94.000 sau de aproape 4 ori mai mult, 3 ori și jumătate mai mult. Ultima dată atât de puține nașteri am avut în 1844. Deci am luat 1845, estimez că atunci s-au născut circa 29.000 de copii, nu avem date exacte, dar pot fi făcute estimări. Deci ultima dată am avut așa un număr micuț de nașteri cu 180 de ani în urmă, la o populație atunci cu mult mai mic decât acum. Acum, atunci număr de nașteri la o mamă, număr de nașteri la populație era undeva de 4-5 ori mai mare decât avem în Republica Moldova astăzi și chiar dacă populația era foarte micuță, nașteri erau mai multe decât acum. Deci 180 de ani noi n-am avut o atât de mică naștere în Republica Moldova. La câți ani nasc mamele? Deci dacă ne uităm în mediu, vârsta mediu unei mame astăzi care naște un copil este de 28,7 ani, în creștere cu 5 ani de zile comparativ cu 95. Mama care prima dată naște un copil, în prezent vârsta medie este de aproape 25 de ani, în creștere cu 4 ani comparativ cu 95. Deci în prezent mamele decid mai târziu să nască copiii și copilul care se naște, în principiu mamele acum, vârsta la care naște un copil este cam cu 5 ani mai mult decât acum 30 de ani în urmă. Iarăși un grafic interesant, ce vârstă au mamele care nasc copiii? Evident, cel mai multe mame, de ce lucrul acesta spun, că cu ce veți vedea, 20-34 de ani, 75% din mame se încadrează în această vârstă. Deci, toate, 75% din toate mamele care au născut sunt cuprinse între vârsta 20-34 de ani. Avem în ultimii ani de zile, în special după 2010, avem, dacă observați, o creștere constantă a vârstei mamelor care au mai mult de 35 de ani, am ajuns la 19%, așa ceva care n-a fost niciodată în istoria noastră. Deci acum avem foarte multe mame care decid să nasc copii într-o vârstă mai înaintată, observanță 19%. Dar eu nu mă voi opri să o spun alții, că eu nu pot să mă expun cu peste 35%, mă voi opri la grupul de vârstă 20-34 de ani. Din ce cauză? Acușa, veți vedea. Câte doamne avem noi în vârsta 20-34 de ani? Dacă toate 75%, 75-80% sau marea majoritate a copiilor sunt născute de mame cu vârsta între 20-34 de ani, 35 de ani, 34 de ani, evident ne interesează câte doamne, câte mame, câte potențiale mame avem noi în vârsta 20-34 de ani. Maxim a fost în 85, atunci în Republica Moldova erau 550.000 de femei în vârsta cuprinsă care nasc și atunci, de fapt, am avut cea mai mare natalitate, cel mai mare număr de copii născuți în acea perioadă. Următorul când am avut este valul sau sunt copiii celor născuți atunci în 85. După aceasta am avut o scădere, vedeți, până în 2000. În 2015 am avut o creștere, ăștia sunt copiii celor născuți în acea perioadă, am ajuns la 473.000. Astăzi noi avem 355.000 de mame, potențiale femei în vârsta 20-34 de ani, dacă observați, cu 120.000, mai puțin decât în 2015. Dar nu aceasta este tot. Unde se află aceste mame? Din cele 355.000 de mame, 209 sunt în Moldova și 146.000 sunt peste hotare. Deci, femeile în vârsta când ele nasc copii
noi avem acum parte considerabilă, nu se află în țară. În 2029, sau peste 5 ani de zile, potențialele mame sau femeile în vârstă, când ele nasc copii, aflate peste hotare, vor fi mai mult decât în interiorul țării. Putem să spunem că după 2029, mai mulți moldovenți vor naște peste hotarele Moldovei decât în interiorul țării. Deci în 5 ani de zile, numărul femeilor potențial mame, deci în vârsta care cel mai mult nasc copii aflate peste hotare, va fi mai mare decât în interiorul țării. Dacă aceasta nu ne dă de gândit, mă rog, părerea mea că este o problemă care chiar necesită rezolvată. Încă un indicator important, care l-am mai publicat odată, coraportul dintre copii și persoane în vârstă. Deci eu am porclit-o cândva, câți nepoți are un bunel, da? Deci aceasta arată pondere, de fapt, ritmul de substituire. Deci câți copii vin la bătrânii care, la cei care intră în vârsta adulți. Deci în anul 1960, la 100 de bătrâni erau 682 de copii. Deci, practic, la un bătrân, 7 copii. Deci am avut, cred că, cel mai mare număr din toată istoria noastră. Poate să a fost mai mare, eu nu am date. Când, dacă voi găsi date, voi publica. După aceasta avem o scădere constantă. Iar în 2020 am ajuns 129 de copii la 100 de bătrâni. În 2024 suntem 1 la 1. Iar în 2025... iarăși pentru prima dată, numărul de copii va fi mai mic decât numărul de bătrâni. Deci dacă cândva era aproape 1 la 7, acum deja este pe invers, deci vom avea doar 95 de copii la 100 de bătrâni. Ce înseamnă lucrul acesta? Că în viitorii 10 ani de zile, situația demografică se va rotăți mai mult. Deci noi vorbim despre număr de copii micuți și aici nu țin cont de migrație. Deci presiunea socială și presiunea demografică în Republica Moldova este una gravă, dar este una extrem de bună comparativ cu ce va fi în următorii ani de zile. Nu, și acum, legat de alegeri, fiindcă va fi alegerile, vreau să dau două cifre. Câți cetățeni erau peste hotare la fiecare alegere? În 2010, la parlamentare, 630.000 erau peste hotare. Observați cifrele, iar în acest an, deja când vor fi alegerile, vor mai pleca încă, cred că vreo 50.000 și vor fi 1.120.000 peste hotare. Doar de la alegerile precedente, numărul celor plecați peste hotare a crescut cu 218.000. Deci dacă în 2020 la prezidențiale erau 900.000 peste hotare, acum 1.120.000 va fi. Deci în 4 ani de zile, 220.000, marea majoritatea lor sunt votanți, vor fi peste hotare. Și ultim am vrut să văd ce se întâmplă cu cei care prima dată vin la vot. În anul 2016 noi am avut, la legile prezidențiale, am avut 180.000 de tineri care pentru prima dată veneau să-și aleagă președintele. Dintre ei 142.000 erau în țară, 37.000 erau peste hotare, sau 20%. În acest an, numărul tinerilor care prima dată vin la vot este echivalent cu data trecută. 150.000 de tineri, 151.000 de tineri, prima dată vor avea dreptul să-și aleagă președintele. Doar că situația s-a schimbat dramatic. Doar 97.000 din ei sunt în țară și 53.000 sunt peste hotare sau 35%. Deci două cicluri prezidențiale, după 8 ani de zile, numărul tinerilor aflați peste hotare, care prima dată trebuie să-și aleagă președintele, a crescut de la 20% la 35%, practic s-a dublat. Deci acestea sunt concluzii legate de populația Republicii Moldova. Noi suntem acum loviți de două factori majori. Sunt mai mulți, dar doi aș spune în primul rând. Migrația, în special a tinerilor, deci acum ne confruntăm cu un val de migraționist a tinerilor și numărul tinerilor peste hotare deja se apropie de 45%, iar în câțiva ani de zile va depăși 50%, deci în 2026-2027 numărul tinerilor aflați peste hotare va fi mai mare decât acelor în țară. Și al doilea factor, natalitatea. Ori noi acum avem nașteri, numărul de copii născuți este cel mai mic din ultimii 180 de grabă, ne apropiem de 200 de ani în urmă, și numărul femeilor care nasc copii, deci vârsta 20-34 de ani, în câțiva ani de zile,
ele vor fi mai mult psihotare, cred că în 4-5 ani de zile mai mult psihotare decât în țară. Practic, toate potențialele mame nu se mai află în țară, se află psihotare Republicii Moldova și cred că în 2028, 2029, poate 2030, va trebui să constatăm că numărul de doi cetățeni moldoveni născuți psihotare va fi mai mare decât celor născuți în țară. Lucru care, de fapt, este bine pentru ei, este rău pentru noi. Vă mulțumesc și pe data viitoare!